Bună, dragii mei, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să facem vlogul pe care știu că vi l-ați dorit de foarte mult timp. Adică o să-mi donez majoritatea hăinuțelor, dacă nu chiar pe toate. Bine, mint. O să fie câteva pe care o să le păstrez, dar nu o să fie foarte multe, pentru că știu că sunt foarte multe fete care au nevoie. Este o dezordine totală pentru că eu niciodată nu-mi găsesc cu ce să mă îmbrac. De asta îmi și doresc să-mi schimb toată garderoba și să-mi dau majoritatea hăinuțelor. O să dureze ceva timp. Bun, o să facem în felul următor. Mi-a luat ceva timp să mă gândesc la chestia asta, cum o să extragem câștigătorii. Așa, câștigătorii o să fie extrași live pe o aplicație, app, giveaway, nu știu exact cum se numește. Mi-a trimis-o și mie o tipă. Bun, și o să extragem 3 câștigători. Eu o să aleg hăinuțele pentru fiecare câștigător, nu o să fac niciun fel de diferență. Adică o să mă gândesc foarte bine să aibă piese vestimentare, cât și elegante, și sport, și casual, și tot felul de chestii. Cum o să facem? În partea dreaptă o să pun hăinuțele pe care o să... partea dreaptă, ferească, Dumnezeu. În partea stângă o să pun hăinuțele pe care eu o să le păstrez și în partea dreaptă o să pun hăinuțele pe care vi le donez vouă. O să vi le arăt mai întâi la cameră, după care le pun aici. Bineînțeles că fiecare hăinuță pe care eu o să o donez, dodotaj din gură, pe care eu o să o donez, o să fie dusă la curățătorie, o să fie parfumată, o să fie etc. etc. și într-o cutiuță personalizată și o să vă trimit și un mic cadou din partea mea. Așa că tot ce trebuie să faceți voi, bineînțeles că îmi doresc și eu să faceți ceva, este să dați share la acest videoclip ca să avem cât mai multe vizualizări, bineînțeles, și să fiți abonat la canalul nostru de YouTube ca să vă pot extrage. Bineînțeles că eu o să verific toate lucrurile astea. Ha, că am vorbit prea mult deja, sunt 2 minute în care am vorbit și hai să trecem la treabă. Bun. Nu cred că era să fac iar asta. Bun, în prima fază o să începem cu raftul de aici. Bineînțeles că și-am mai băgat și Robert câteva chestii în partea asta. Și după o să trec la raftul de mai jos. O să le așez, o să stați aici. Pentru că știu că de multe ori m-ați întrebat de unde mi-am luat această gecuță. A venit timpul să o dăm și pe ea, pentru că am purtat-o la Puterea Dragostei și mi-am făcut și story și poze și toată lumea o știe deja. Deci această gecuță o să meargă la voi! Rochița asta nu am purtat-o niciodată. Am probat-o să-i fac o poză, nu mi-a plăcut poza care a ieșit și nu am purtat-o, pentru că este destul de scurtuță. Așa. Nu e purtat. După care acest hanorac, sau nici nu știu cum se numește, fără mâneci, are foarte, foarte mișto și ăsta... Încă un hanorac cu fermoar negru. Tot la voi merge. O să trebuiască la astea să le găsesc și pantalonii și cu tricou. O să caut să văd exact pe unde le-am pus. Dacă le găsesc, o să le pun în fiecare colet, adică o să fac compleul complet. Dacă nu-l găsesc, îmi pare... Wow,